Ce se întâmplă cu conducerea autorităților de management în această perioadă? Se fac schimbări? Trebuie să ne explicați care este motivul. Da, știți foarte bine, Comisia Europeană are o anumită metodologie de, să spunem, de angajare de personal, de salarizare, de rotirea cadrelor. Deci eu vreau să transpun la nivel național ceea ce Comisia are ca și abordare. Știți foarte bine, noi am reușit într-un final să putem asigura în primul rând salarizarea pentru tot personalul fondurilor europene. Undeva la 2500 de oameni au astăzi o salarizare unitară, uniformă, nu mai sunt discrepanțe foarte, foarte mari între ministere sau chiar în cadrul unor ministere pe zona de fonduri europene. Un lucru foarte bun, zic eu. Al doilea lucru, evaluările acestui personal se vor face pe baza metodologiei pe care Banca Mondială ne-a pus-o la dispoziție și pe care Comisia a agreat-o. Deci astăzi acești oameni pe fonduri europene vor fi evaluați în funcție de, și plătiți în funcție de performanțele pe care le înregistrează. Mai mult, acel concept de rotire a cadrelor. Trebuie să avem și noi o astfel de abordare la nivel național. Și vreau să imprim o astfel de metodologie și asta este și motivul pentru care acest lucru se produce astăzi. O rotire a acestor cadre pentru a asigura, să spunem așa, o și mai bună derulare a tot ce înseamnă management de fonduri europene. Și, într-adevăr, vor fi astfel de modificări la statuturile de management pe fonduri europene. Se vorba în toate autoritățile de management în subordinea ministerului? Corect. Și numai de directori sau și de adjunți? În primul rând sunt funcțiile cheie, directori regionali sau șefii de structuri de management, dar și în interiorul structurii de management se vor produce anumite modificări în funcție, v-am spus, de zona pe care o urmărim a fi, să spunem, inclusă în această structură sau în acest, nu știu, concept de funcție sensibilă. Cum spuneam, Comisia Europeană are clar un anumit număr de funcții definite pentru care acest concept se aplică, acest de rotire a cadrelor. Deci vor fi și la nivelul unor structuri de management astfel de modificări. Nu va afecta acest lucru actualele programe, proiecte care sunt în derulare, în monitorizare și lansarea următoarelor de finanțare? Nu. Nu, pentru că, la fel, fiecare va avea un backup, un locuitor și, oricum, fiecare poziție dintr-un AM este automat secundată, pentru că asta este și procedura noastră internă, de o persoană care oricând poate să înlocuiască titularul de post. Este o obligație inclusă în procedura de lucru a fiecărui AM. Dar